Bună seara și bine v-am găsit la prima ediție din acest an, un an fierbinte pentru scena politică, un an electoral, întrucât vor avea loc alegeri prezidențiale, concomitent fiind organizat și un referendum privind aderarea Republicii Moldova la UE. Ce rezervă anul 2024 pentru cetățenii Republicii Moldova urmează să vedem? Cert este că aici, acasă, cu toții ne dorim pace. Cod vamal al Republicii Moldova tensionează relațiile între Chișinău și Tiraspol. Autoritățile separatiste au scos în stradă oameni care au protestat împotriva deciziei Chișinăului de a încasa taxe vamale de la agenții economici din regiune. Мы обращаемся к руководству Республики Молдова, что такими методами не решаются экономические вопросы, потому что страдают и граждане Республики Молдова, проживающие у нас в Приднестровье. Вы слабые руководители. Вы просто не понимаете последствия всех, которые могут быть после ваших действий. А вероломно, без предупреждений вводить ограничения – это удар по всему населению Приднестровья. Европа предоставила право Приднестровью через программу DCFTA вести внешнеэкономическую деятельность с Европейским Союзом. А что сделали вы? Вы сделали все, чтобы поставить палки в колеса этим решением. Suntem de prinși cu acest gen de amenințări. Nu e interesul nostru încă o dată să tensionăm situația, care deja este destul de tensionată. Noi înțelegem foarte bine care este scopul celor de la Tiraspol. Este să renunțăm la acest cod vamal pentru a reveni la aceste preferințe, cum le numesc ei, pentru cetățenii noștri. Acest lucru nu se va întâmpla. Care va fi o soluție, compensații sau alte acțiuni, vom veni ulterior cu precizări. Totodată, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a precizat că, indiferent de măsurile de răspuns pe care le vor aplica structurile separatiste, nu vor fi făcute concesii în ceea ce privește noul cod vamal. Noi suntem conștienți de faptul că situația este tensionată, dar trebuie să facem tot posibilul ca ea să nu devină și mai tensionată. Eu nu cred că mai tensionată decât este acum poate fi, în sensul politic. Dacă vă referiți la tensiuni militare, ele nu pot să aibă loc. Deci Republica Moldova nu pregătește în niciun caz acțiuni de presiune militară sau orice tip de alte acțiuni de intimidare. Codul vamal tensionează relațiile între cele două maluri ale Nistrului. Cum trebuie să acționeze autoritățile de la Chișinău în raport cu Tiraspolul? Analizăm subiect, întreabă Ghețu. Invitații din această seară sunt Oazu Nantoi, deputat PAS, expert pe problema transnistreană, membru al Comisiei Parlamentare Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică. Bună seara, domnule Nantoi. Bună seara. Igor Munteanu, lider Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Bună seara, domnule Munteanu. Și Octavian Țâcu, istoric, ex-deputat. Domnule Nantoi, vreau să încep discuția cu dumneavoastră. La început de an, cum caracterizați relațiile dintre Chișinău și Tiraspol? Și Chișinău și Tiraspol sunt două orașe. Și dacă e vorba de relații, atunci este vorba despre statul Republica Moldova și regimul autoritar și criminal din stânga Nistrului. Este vorba de un fel de concubinaj hâdos. Iată, arde lumină, noi plătim, unde se duc banii? La întreținerea regimului separatist din stânga Nistrului, deoarece energia electrică este generată din gazul rusesc furat, livrat pe gratis de Federația Rusă. În stânga Nistrului, timp de 3 decenii, sistematic, obraznic, se încalcă drepturile fundamentale ale omului și a cetățenilor Republicii Moldova, în primul rând. Tinerii cu cetățenii Republicii Moldova sunt înrolați în așa zis armate transnistreane, forțate, da? În stânga Nistrului funcționează Tiraspolskaya Suvorovskaya uchilishche, unde din copii pregătesc killerii lui Putin
Știm de decenii a funcționat ireproșabil mașinărie de contrabandă de proporție cu implicarea celor corupți de la Chișinău inclusiv. Doar agresiunea frontală a Federația Rusă împotriva Ucrainei a determinat Ucraina la 28 februarie anului trecut să închidă porțiunea aceasta de frontieră și eu sper că fluxul de contrabandă s-a stopat. Alta este că Chișinău, administrația de la Chișinău, a adoptat un nou cod vamal, noi l-am votat în Parlament și prin aceasta se face un pas spre integrarea economică, să spunem așa, aceste regiuni. Și eu, dacă cineva se uită, de exemplu, la site-urile cele pretins oficiale din stânga Nistului și la bugetele lor, acolo deficitul bugetului oficial de vreo 40% și articolul 5 e secretizat că și așa mai departe. Să nu uităm că din surse obscure este întreținută așa numită armată transnistreană. Da, votarea acestui cod vamal nu e o decizie întârziată? Sigur că e întârziată, deoarece, dacă ne aducem aminte de anul 1966, când la 7 februarie a fost semnată decizia protocolară cu privire la reglementarea unor probleme în domeniul vamal, atunci Chișinău oficial a oferit Tiraspolului ștampila vamal cu inscripția Republica Moldova, Vama Tiraspol. Și în acel acord din 7 februarie 96 era stipulat că Tiraspolul lichidează pretinsele posturi vamale pe malul stâng al Nistrului și sunt create posturi vamale comune de lungul porțiunii transnistrene a frontierei moldo-ucrainene. Și cum e tradițional deja, Tiraspolul a sfidat aceste angajamente, a obținut ștampila vamală și a început să pârâie calea ferată în urma fluxului de contrabandă de care se bucurau toți corupții și la Kiev, și la Odessa, și la Chișinău, și la Tiraspol. Domnule Munteanu, da. Domnul Antui a pomenit despre votarea acestui nou cod vamal. În ce măsură votarea acestui nou cod rezolvă problema reunificării economice? Păi și reprezentantul guvernării a menționat că este doar un prim pas. Respectiv, nu contează doar adoptarea unui document, contează implementarea lui. Și contează evaluarea riscurilor și avantajelor pe care le oferă populației și business-ului din regiune. Aș dori să menționez însă că pe lângă dimensiunea internă a apariției acestui document, care este într-adevăr, cum ați menționat, mult întârziat, dar necesar. El a fost pregătit cu 3 ani în urmă. 2021, publicul a trebuit să se adapteze și semnalele care au fost transmise Tiraspolului timp de 3 ani de zile este că pregătiți-vă, va veni timpul iminent în care va trebui să vă adaptați ca agenți economici ai Republicii Moldova. Tiraspolul întotdeauna s-a avut pârghii foarte importante de șantaj contra Chișinăului și beculețul care a arătat domnul Oazul Antoi este una dintre ele. Dominând piața energetică a Republicii Moldova prin electricitate care se furnizează 100%, Tiraspolul întotdeauna a putut forța oficialii de la Chișinău să meargă la concesii. Dar aici eu, spre deosebire de alți invitați, nu aș arunca cenușa doar în capul nostru, a moldovenilor sau a celor care la Chișinău încearcă să înțeleagă ce urmează, ci aș pune asta într-un anumit context. Contextul în care Republica Moldova a fost forțată an la rând să urmeze un anumit narativ de rezolvare a conflictului, altfel decât ar fi dictat interesul național. Și o să fac referință la câteva lucruri. În primul rând, s-au semnat foarte multe documente, inclusiv procesul la Messerberg, inclusiv pachetul mare de la Berlin, inclusiv prezența permanentă a misiunii OSCE care a forțat semnarea unor protocoale pe educație, pe vamă, pe recunoașterea documentelor transnistrene, pe numere de automobile și așa mai departe, încercând să instaleze următorul narativ, care era foarte favorabil și Federației Rusă și transnistrenilor, că noi suntem obligați să adoptăm un statut special pentru Transnistria și noi suntem forțați, într-un fel, să recunoaștem realitățile existente. Ori anume această formulă, recunoașterea realităților existente, este un narativ al Federației Ruse care a creat, într-un fel, această dependență
în engleză ar fi past dependency, dependență de un model pe care cineva încearcă să-l insufle sau să-l aplice contrar voinței cetățenilor Republicii Moldova. În acest moment, acest cod vamal este doar un test pe care Chișinău trebuie să-l utilizeze inteligent pentru ca să vedem cum mergem mai departe. Dacă Tiraspolul, și probabil că nici nu este vorba de dacă, Tiraspolul va încerca să blocheze implementarea acestui document, va încerca să ostilizeze populația și va încerca să strige din toate, toți bojocii. Și admiteți că iarăși Chișinăul... Forțând Chișinăul să dea înapoi, de teamă că riscurile sau costurile a implementării acestui document vor fi extrem de spinoase sau destul de supărătoare pentru business-ul nostru. Dumneavoastră admiteți că Chișinăul va da înapoi? Asta rămâne de văzut. Tradiția istorică sau politică este că de fiecare dată Chișinăul a dat înapoi. Tradiția istorică... Nu, dacă se poate o mică corectare, eu îmi cer scuze. După care revenim la domnul Țicu. 3 martie 2006 a început să funcționeze misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră, EUBAM. La Tiraspol a pornit isterie, că e blocada economică. Din Rusia au fost trimise convoaie cu asistență umanitară. Poporul transnistrian ieșea la mitinguri că, deci, iată, blocade. Și pe urmă și Rusia și cei de la Tiraspol au înțeles că Ucraina, Moldova și Uniunea Europeană nu cedează. Și la 18 mai 2006, așa zisul lider Igor Smirnov, care trăiește bine, mersi, în suburbie luxoasă a Odesei, Sovinion, a spus, ai bine, înregistrați-vă la Chișinău. Dar și... ce a schimbat fundamental Obama? Deci, nu, fundamental ei toți, în afara Republicii Moldova, apar în calitate de agenți economici loiali ai Republicii Moldova. Și eu sunt perfect, sunt de acord cu dumneavoastră, că problema este pe interior. Deci asta nu EUBAM-ul rezolvă, asta nu-i trebuie să... De fapt, altceva. Am spus că nu este util de atras atenție doar la dimensiunea internă. Și la contextul în care anumite instituții și organizații internaționale... Problema este că noi e ușor să răți cu degetul la Moscova, dar eu toate cederile acestea care sunt realizate pe interior au fost determinate fie de agentura rusească, fie de factorul corupției. O concluzie, m-ați întrerupt, domnul Oazu. Am vrut să spun că organizația OSCE, care are o misiune de monitorizare în Republica Moldova, a deviat de la misiunea originală din 93. Da. Și a reușit să-și construiască misiunea după cum își dorește ea, nu după cum a fost chemată să asiste procesul de reglementare internă a unui conflict. Și asta este o mare problemă pe care diplomația trebuie să o rezolve după cum și voința politică a guvernului de la Chișinău. Domnul Țicu. Lucrurile sunt mult mai simple așa dacă le-am luat. Noi trebuie să ne uităm în esență la continuitatea acestui conflict. Și o să vedem foarte clar din punct de vedere istoric că noi suntem fragmentari în viziunile noastre și în acțiunile pe care le întreprindem. Nu ni se pare că acest conflict a apărut în 92 și el se va încheia nu știu când. Conflictul este de durată, el are 200 de ani și aici s-au cultivat intens anumite repere ale lumii ruse care sunt greu de dezrădăcinat. Și Republica Moldova, care este și ea un construct separatist în raport cu spațiul românesc, pentru că Republica Moldova la Indigo este aceeași Republică separatist transnistreană din 1940. Așa? Doar că atunci, deci pactul între Hitler și Stalin a făcut să apară o republică. Așa? Imaginați-vă o republică în Herson și în Donbass sau în Lugansk, care în 80 de ani devine stat independent, recunoscut la nivel internațional. Deci așa construiesc marile imperii spațiile fracturate pe care le construiesc identitar și noi suntem un proiect construit identitar, plin de influențe ruse și să spunem mersi celor 22 de ani de administrație românească că nu ne-am transformat total în niște homo transnistreanus. Cât de cât, deci aceste repere ale românismului s-au păstrat și a europenismului care ne permit nouă la ora actuală să avem o abordare europeană. Deci dacă pornim de la esența deja de independență, păi haideți să vedem întâi actul de bază constitutiv al conflictului transnistrian, acordul între Ielțin și Snegur, principiul sincronizării, deci memorandumul Primakov,
Moldova, deci cele două state și așa mai departe. Deci întotdeauna, într-adevăr, a fost, pe de o parte, o obediență totală față de Federația Rusă, o încadrare a Republicii Moldova în Comitatea Statelor Independente, care s-a făcut contrar voinței Parlamentului prin decizia unui om care nu avea împuterniciri, care ne-a dus în această construcție cu Federația Rusă, care a impus mai multe scheme de-a lungul timpului și care ne-a impus și Constituția de la 1994. Noi avem o Constituție pe care Rusia ne-a băgat-o pe gât în 1994 cu niște prevederi foarte periculoase și care la ora actuală mai sunt vehiculate. Neutralitate, articolul 13, autonomia Găgăuziei și multe alte chestiuni care au fost implementate prin agenții de influență și diferite acoliți politici trimiși direct la Moscova sau reactivați. Pentru că noi n-am avut o lustrație, noi n-am avut o curățire a clasei politice, noi n-am avut scoaterea din garnitură agenturii ruse, așa cum fac, spre exemplu, letonii. Eu am lucrat 4 ani de zile în Comisia Guvernului Leton pentru crimele KGB-ului. Au scos la iveală toată agentura care era și i-am întrebat la 14 ani după căderea comunismului, voi sunteți membri a Uniunii Europene. Da, acum o facem pentru că acum acești oameni încă mai sunt activați și posibil de a fi. Și toate lucrurile astea, ce aș putea să adaug la aceste relații de între Republica Moldova și această regiune separatistă, noi trebuie să ne conformăm decizii Parlamentului European din martie 2022. Deci atunci Parlamentul European a adoptat o decizie care a fost trecută la acel moment cu vederea și anume declararea regiunii Transnistrene, regiune ocupată de Federația Rusă. Și de aici să pornim în continuare, pentru că vaetele pe care le va face Tiraspol întotdeauna arată că suntem pe calea cea bună. Domnul Ciucu, dumneavoastră, acum 2 ani, luna februarie, când a început războiul, la fel discutam aici despre conflictul transnistrian. Și mi-amintesc că spuneați atunci, tot fiind invitat la emisiune, că de fapt soluționarea pașnică a conflictului depinde de cele două țări, de cine va ieși învingătoare, Rusia sau Ucraina. Da. Și tot atunci spuneați că autoritățile de la Chișinău, care sunt astăzi la putere, au pârghii mai multe și pot cumva facilita reîntregirea celor două maluri. Ce s-a făcut în toți acești 2 ani? Ați văzut acțiuni din partea autorităților la Chișinău în acest sens? Mai degrabă s-au liniștit cei de la Tiraspol decât s-a întreprins ceva la Chișinău. Și liniștirea Tiraspolului a fost rezultatul faptului că Ucraina a rezistat și a arătat clar că poate reprima separatismul ăsta prin câteva rachete pe care le aruncă în depozitul de la Colbasna. Așa. Deci asta, dar ce ne dorește într-adevăr Republica Moldova să întreprindă, abia acum se vede și eu cred că lucrul ăsta trebuie continuat și relația asta de unic sens trebuie încetată. Pentru că până la ora actuală, Transnistrenii, această regiune separatistă, a folosit toate beneficiile apartenenței la statul Republica Moldova, fără să dea înapoi nimic. Deci, dincolo de exporturi, dincolo de circulație, dincolo de pașapoarte, dincolo de fapt că joacă în campionatele noastre fotbal, dincolo de fapt că Șerif joacă în Liga Campionilor și multe alte beneficii. Eu azi am venit la campionatul Moldovei, bine, mersi, Tiraspolul, Bendierul, participă, Râbnița, n-au nicio treabă, strigă în limba rusă la competițiile noastre, după care sunt trimiși la calificări, la Jocurile Olimpice, la Olimpiade și așa mai departe. Dacă avem o astfel de relație în care doar unul primește plăcere de la viața conjugală, atunci lucrurile nu merg bine. Așa? Trebuie să aducem lucrurile în normalitate și, așa cum am mai spus și la alte emisiuni, relațiile cu Tiraspolul trebuie bazate pe condiționalitate. Așa? Deci, dacă și nu anumite... poate impune astăzi condiții? Sigur. Care sigur poate acesta? Impune foarte multe lucruri care poate... În primul rând scoatem deci, o singură înregistrarea mașinilor, după care evidența pașapoartelor trebuie făcută cu strictețe și din punct de vedere a respectării legislației Republicii Moldova, plata taxelor vamale, plata accizelor, plata TVA-ului,
Deci toți banii regiunii străine trebuie să treacă prin trezoreria și prin Ministerul de Finanțe a Republicii Moldova, prin sistemul VAMAL, și relațiile din punctul ăsta de vedere ar urma o cu totul altă. Noi avem nevoie de ajustarea sistemului educațional, pentru că este o anormalitate. Copiii din această regiune învață în sistemul educațional rusesc, limba rusă, istoria Rusiei, literatura Rusiei, geografia și așa mai departe, după care vin la noi, au un an de tranziție care nu se compensează nici într-un fel, li se echivalează notele, bacalaureatul nostru de 12 ani se echivalează cu 11 clase rusești. Și întrebați, spre exemplu, primarul de la Varnița, așa, câți oameni din regiunea transnistreană asaltează în fiecare zi, deci centru medical de acolo, fără a plăti în bugetul Republicii Moldova, deci acele taxe de asistență social și așa mai departe. Da. Dacă permiteți, noi trebuie să știm, sunt 95% din populația transnistreană. Vă rog mult ca să nu vă întrerup gândul, după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva clipe.
Continuăm discuțiile în platou. Domnule Muntean, v-am întrerupt în anghel de publicitate. Vroiați să continuați? Sigur. A fost ridicată o temă foarte interesantă asupra modului în care Transnistria a influențat construcția politică a Republicii Moldova și aș dori să adaug că există niște contribuții evidente a transnistrenilor la ceea ce avem în prezent. Și una din cele mai importante contribuții este corupția larg răspândită în Republica Moldova, pentru că transnistrenii au fost extrem de activi la finanțarea cu bani în ultimele alegeri din Găgăuzia, de acolo s-au adus banii. De asemenea, transnistrenii au avantajat anumite grupuri politice care au fost răsplătite pentru serviciile lor lucrând pentru funcții guvernamentale la Chișinău. De exemplu, mi-aduc aminte și acum, în anul 1999, atunci când domnul Dumitru Braghiș era prim-ministru, o perioadă așa foarte scurtă, el a primit o distinție, Ordinul Transnistriei, pe scena din Râbnița, pentru promovarea produselor laminate din regiunea transnistreană. Și această decorație a fost înmânată exact de către domnul Igor Smirnov. Unde este în acest moment domnul Braghiș? Este pe post de ambasador, reprezintă Republica Moldova într-o țară foarte importantă, foarte important pe plan internațional. Respectiv, dacă vom lua în considerație ce a făcut Transnistria pentru această construcție politică și situația în care suntem, pentru că nu ar trebui să ne felicităm cu faptul că începem doar procesul de aderare, procesul va dura foarte mult și până nu scoatem ultimele elemente de homosoveticus din această populație, nu se va întâmpla nicio transformare, nicio creștere economică. Și, de exemplu, Transnistria întotdeauna a jucat rolul de contrabalanță dorinței clasei politice de la Chișinău de a se integra în structurile europene și în structurile euroatlantice. Pentru că de fiecare dată când se începea o inițiativă, întrebarea care venea inclusiv din partea unor parteneri pentru dezvoltare, dar ce faceți cu Transnistria? Unde o lăsați în urmă? O negați? Și atunci foarte multe din proiectele de accelerare a reformelor din Republica Moldova erau de fapt blocate prin faptul că nu puteți să lăsați în urmă, trebuie de la început să vă ocupați de reintegrare și abia după asta trebuie să vă gândiți la viitorul Republicii Moldova. În acest context, pentru că am văzut și declarația Maesandu privitor la decuplare. Da. E posibilă integrarea Republicii Moldova? E ca și în bancul cealaltă cu am prins un urs, adă-l încoace, nu-l pot că nu-mi dă voie, nu-mi dă pace. Este foarte complicat să decuplezi integral factorul transnistrean de la procesul politic din Republica Moldova. Pentru că companiile Logușan nu acționează doar în Transnistria, dar sunt cu capitalurile lor aici. Demilitarizarea Transnistriei nu este atât de simplă. Deci noi ne dorim acest lucru și asta a fost prima promisiune pe care a menționat-o prim-ministrul Recean la inaugurarea sa în funcție. Dar una s-o spui la inaugurare și după alta este total să o implementezi, să ajungi la realizarea acestui obiectiv. Fără demilitarizare nu poate să existe liberalizarea spațiului public în care partidele politice, presa liberă poate să acționeze pentru schimbarea comportamentului social a populației din regiune. Or, fără aceste elemente, până la urmă, nu reușești altceva decât să arunci niște obiective pe care nu le poți implementa. Statul, Republica Moldova, nu are în acest moment responsabilitate pentru cetățenii săi. Și aș dori să menționez pentru a suta oară, 90% din populația Transnistriei, din totalul de 320.000, sunt cetățenii Republicii Moldova. Cum poate statul Republica Moldova să doarmă liniștit atunci când o bună parte din cetățenii săi lucrează pentru structurile separatiste, închid, întemnițează cetățenii Republicii Moldova, îi țin în pușcării, iar Biroul Politic de Reintegrare aude, ascultă această informație de la Promolex și de la alte asociații, dar nu poate face nimic pentru că se condiționeze eliberarea lor din temnițele din Transnistria. Domnule Muntean, fără o condiționalitate democratică. În cazul că dumneavoastră erați astăzi la putere, Ce faceți altfel decât actuala guvernare? Simplu. Noi am dorit foarte mult să contribuim la căutarea acestor instrumente de condiționare democratică a regiunii separatiste. Noi avem un plan pe care, de exemplu, în anumite condiții am putea să-l facem public, ca partid politic european, care ne asumăm această rezolvare
a conflictului transnistrean. Nu am fost invitați niciodată la o dezbatere cu Biroul de Reintegrare pentru ca să oferim soluțiile noastre, unu. Doi, niciodată contextul extern nu a fost mai favorabil pentru o reglementare democratică a acestui conflict. Avem toate condițiile, trebuie să existe voință politică și creativitate constituțională. Să înțeleg că astăzi voință politică nu există. În acest sens. Dumneavoastră spuneți că nu ați fost invitat de către Biroul de Reintegrare, dar această inițiativă poate din partea domnului Munteanu să vină. E adevărat, dar nu pot să spargi ușile. Trebuie să fii invitat pentru că să există un format de dialog în care oamenii sunt ascultați și anumite sfaturi sunt după asta urmate. Nu poți, de exemplu, să faci poți să promovezi anumite idei în presă, dar ele nu vor fi auzite și nu vor fi ascultate de decidenți. Noi suntem foarte deschiși pentru a discuta niște soluții efective, iar deocuparea acestui teritoriu este o prioritate a statului Republica Moldova. Eu folosesc foarte des în terminologie deocupare, tot așa cum, de exemplu, în Ucraina se folosește termenul deocupare a Crimeei. Pentru că tot ce se întâmplă, regimul separatist din Transnistria, afectează zilnic viața cetățenilor din Republica Moldova. Ați menționat de Biroul de Reintegrare. Urmează să aibă loc discuții săptămâna viitoare dintre domnul Serebrean, în format 1+1 deja. Da. Săptămâna viitoare. Care e mare bucurie pentru cetățenii Republicii Moldova. Asta voiam să vă întreb. Nu este nicio bucurie. În general, aceste formate sunt utilizate, în primul rând, fără nicio fel de transparență. Noi nu știm ce se discută la 1+1. Presa nu este, nu cunoaște decât fragmente din concesiile pe care Chișinău le oferă sau din subiectele pe care le ridică anumiți lideri transnistreni. Dimensiunea de securitate, în general, nimeni nu abordează, iar securitatea asta înseamnă circulația liberă a cetățenilor, înseamnă eliminarea punctelor de control, care, de fapt, afectează constituțional libertățile noastre cetățenești. Și trei, să nu uităm că acest regim de la Tiraspol este extrem de militarizat. Acolo oamenii care își declină sau își afirmă o anumită identitate cu statul Republica Moldova, pur și simplu dispar. Și au fost zeci de cazuri în care cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc pe malul stâng, au dispărut fără urmă. În ultimii 10-30 de ani s-au întâmplat foarte multe cazuri care sunt fixate în rapoartele Organizațiilor pentru Drepturile Omului. Pe de altă parte, spuneți că este puțină transparență, nu vedem puțină transparență în urmă negocieri. Negocieri, da. De altă parte, nu mai este loc, toți spun, deci formatul 5+2. Atunci, care este soluția astăzi? 5+2 este morți îngropat. La 5+2, probabil că nimeni dintre cei prezenți nu au vreo afecțiune, atașament personal. 1+1 are marea problemă și marele dezavantaj că prin 1+1 au avut loc niște tranzacții pentru interesele economice și de alt gen a transnistrenilor, care au condus la onorarea acestor obligații, cum ar fi, de exemplu, autorizația de funcționare ecologică pentru uzina AMZ de la Râbnița, cum ar fi alte probleme care s-au rezolvat în favoarea acestei companii foarte mari, Șerif, fără ca cetățeanul de Republica Moldova să aibă sentimentul că acest lucru ar fi în câmpul legii. De ce s-au făcut aceste lucruri? Foarte simplu, pentru că Republica Moldova este extrem de vulnerabilă sub aspect energetic. Noi cumpărăm gazele naturale pe piața europeană liberalizată, dar toată energia electrică vine dintr-un singur furnizor, de la GRES. Și atunci Chișinău nu are foarte multe de ales, nu a accelerat procesul de diversificare a surselor de energie electrică și atunci când deschizi frontul pentru o asemenea acțiune, cum este inclusiv Codul Vamal, trebuie să te gândești totdeauna ce urmează, care vor fi acțiunile adversarului, cum vei putea să le să le rezolvi într-o manieră satisfăcătoare. Da, în ce măsură credeți că autoritățile la Chișinău au anticipat sau au reacții de răspuns pentru... Cred că ar fi naiv să crezi că este un decident, un ministru cu foarte mare împuternicire în capul guvernului și să nu anticipeze că ei vor răspunde cu o provocare. Provocările vor ține de ce, domnule Țăcu?
Păi dar noi vedem la Indigo anul 90-91. Asta a fost acțiunea pe care au întreprins-o Smirnov și banda lui de separatiști încă în momentul în care, deci, a fost arestat Smirnov și s-au blocat căile ferate și multe alte acțiuni care... Deci asta este scenariul în oglindă, înțelegeți? Oricare acțiune a Chișinăului Naște contraacțiune. Și asta nu se referă doar la Chișinău-Tiraspol. Dacă vă aduceți aminte, asta se referea și la Găgăuzia, la Comrat Chișinău. Pentru că aceste două separatisme au fost născute în anii 90 pentru a opri Republica Moldova de a deveni stat independent. Așa cum aceste două separatisme se vor opune permanent Republicii Moldova de a deveni parte a Uniunii Europene sau a structurilor euroatlantice. Pentru că asta este marea frică. A tuturor aceste structuri euroatlantice care aduc un bonus de securitate, de ordine legală și de apărare pe segmentul transnistrean. Noi putem acționa în baza modelului cipriot. Și Borel, și ideea Maia Sandu, și a multor altor, și Cioroianu a spus în 2009. Deci varianta Cipru. Dar pentru asta ai nevoie de un lucru foarte important. Tu ai nevoie ca la Chișinău să existe o majoritate constituțională. Pentru că atunci când ai o majoritate constituțională, ai deparatizat deci tot sistemul politic de agentură, de putiniști în interior. Oamenii certați cu legea e băgat la închisoare. Deci nu mai apar în spațiu public oligarhii și putiniștii care vor să destabilizeze barca integrării europene. Ai un element puternic de coalizare interior, format din câteva partide. Pasul nu poate de unul singur să-și asume dezderat de integrare europeană. Deci este un nonsens. Și l-asumă astăzi. Și l-asumă pentru că vedem că doamna Maia Sandu se identifică în referendum cu ideea de integrare europeană, ceea ce este o mare neghiobie din punctul meu de vedere. Deci lucrurile trebuie văzute în consens. Atâta timp cât noi nu avem unitate în interior Republicii Moldova. Care e tema de emisiune? Să băcim? Nu, noi constatăm o realitate, domnul Nantoi, că la alegerile l-ați pierdut cu 30%. Și dacă și la alegerile parlamentare și dacă la alegerile parlamentare mai luați 30%, ne pomenim că dumneavoastră ieșiți în piață cu Maia Sandu. Dacă îmi permiteți, eu aș fi vrut să spun câteva lucruri care părerea mea personală. Nu a pasului. Părerea mea personală, m-ați numit expert, eu sunt cetățean în primul rând. Ceea ce se numește conflict transnistrean nu se rezolvă prin negocieri. Nici în formatul 5+2, nici în formatul 33+33, nici 1+1. Una la mână. Aceasta nu este un conflict intern între oamenii de rând de pe malul stâng și de pe malul drept. Da, pe malul stâng și pe malul drept îi avem de ăștia care cu creierii spălați de propagandă putinistă. Dar este foarte important să știm că conflictul nu a fost rezolvat din cauza doi factori fundamentali, corupție și agentura rusească. De ce noi de-abia acum construim linia de conductă, tensiuni înalte, Isaccea, Vulcănești, Chișinău? De ce timp de 33 de ani nu ne-am ocupat de securitate energetică acestei țări ca să nu fim șantajabili de la Tiraspol și de la Gazprom? De ce la 21 octombrie 1998 Guvernul Republicii Moldova adoptă hotărârea de crearea SA Moldova Gaz? Domnul Muntean știe foarte bine că Ides Viitorul a publicat studii despre corupția în sectorul energetic, cum Rusia finanțează acest regim cu, în condițiile complicității celor de la Chișinău. La 24 februarie 2019, ce s-a întâmplat? Când în urma cârdășei între Plahătniuc și Gușan, 36.000 de locuitori din stânga Nistrului au fost transportați pe malul drept, fiecare au primit câte 400 de lei și indicație pentru cine să voteze. Acesta e conflict intern. Cârdășiile continuă și astăzi, domnul Antoi? Azi nu. Azi e altă problemă. Lipsa unei viziuni și acțiunilor. A fost menționată autonomia găgăuză. Cum noi vrem să integrăm malul stâng, care n-are un minut de experiență de democrație, de libertate, da? În societatea moldovenească, când noi, după 23 decembrie 94, când a fost votată legea numărul 344 despre autonomie găguză, am uitat despre autonomia aceasta și el a rămas la cheremul agenturii rusești.
Deci, înțelegeți, aici lucrurile sunt mult mai fundamentale, mult mai complicate și eu regret foarte mult că în societatea noastră această problemă este uitată, ignorată și că noi mergem țanțoși în Europa. În 2004, împreună cu domnul Igor, am fost aceia care am pornit ceea ce se numea strategie 3D. Spuneți-mi, vă rog, cine are o viziune azi, cum să demilitarizez, așa zisă, Transnistria? Deoarece în 2001, la Institutul de Politici Publice, domnul Iurie Pântea a publicat un studiu despre utilizarea experienței internaționale pentru demilitarizarea zonelor de conflict, pornind de la experiența Bosnia-Herțegovina, acordul de la Dayton. Da, nu putem să facem copy-paste, că lumea s-a schimbat de atunci radical. Dar unde sunt discuțiile măcar? Cum să demilitarizăm această fășie îngustă de pământ? Discuțiile trebuie să le stimuleze guvernarea. Asta vreau să... Eu sunt de acord cu guvernarea. Dar guvernarea trebuie să se bazeze pe starea de spirit din societate. Nu, asta e altceva. Nu cum e altceva. Dacă, în mod normal așa trebuie să fie. Dacă guvernul lansează o inițiativă și ea este nepopulară, guvernul cade. Pentru ca să nu cadă guvernul, trebuie să aibă o platformă. De regulă, la începutul mandatului pornești cu acțiuni populare, dar înainte de următoarele legeri, cu legeri roadele... Populiste, probabil. Dați-mi voie să termin. Dacă, de exemplu, guvernul are niște indecizie sau nu găsește soluții pentru anumite probleme, este extrem de democratic și constituțional să formeze grupuri de lucru, task-force-uri, platforme pentru discuții, la nivelul cel mai înalt. Dar acest lucru, în 3 ani de zile de mandat prezidențial, doamna Maia Sandu s-a întâlnit o singură dată cu societatea civilă și partidele de opoziție. Asta vorbește de la sine, despre cât de mare deschidere este în societate. 2. Dacă cineva vrea să afle care ar fi soluțiile pentru demilitarizare, e foarte simplu. Noi v-am spus, am menționat expres, noi avem un plan. Acest plan poate fi pus pe masa decidenților dacă vor manifesta interes. În acest ce plan... sunteți? Păi, problema este că și eu am viziune și planuri. Problema este că deci, aceste planuri trebuie să fie implementate. Trebuie să discuți cu partenerii. Partenerii sunt preocupați de Ucraina. Deci trebuie un lucru... Ați menționat că este foarte complicat să găsești o soluție pentru demilitarizare. Haideți să, în discuția pe care o avem moderată de doamna Ghețu, sunt câteva lucruri elementare. În primul rând, pentru ca să creezi disconfortul permanent pentru contingentul militar de trupi rusești în regiune, trebuie să le decuplezi de la sursele de aprovizionare. Pentru că în Transnistria nu se generează, nu se produce cherosină și niciun fel de carburanți pentru nevoile acestei armate. Este foarte simplu să identifici companiile din regiune care importă așa gen de carburanți pentru nevoile militare. 1. 2. Trebuie să condiționezi ca bugetul militar din bugetul regional al Transnistriei să nu conțină anumite tipuri, anumite devize de cheltuieli pentru consolidarea armatei transnistrene. 3. Pot să vă dau o parte... Și eu pot să mai adaug. Cu siguranță, vorbiți despre expertiză. Componenta tehnico-militară, eu încă în 2007 am propus ca să ne gândim asupra programului de repatriere în Rusia. Fără îndoială. Da? Domnul Azu, care e diferența dintre mine, de exemplu, domnul Țicu și dumneavoastră? Da, eu sunt la putere, eu reprezint guvernarea. Dumneavoastră reprezentați guvernarea. Da. Dar eu am spus că eu exprim poziția mea personală în problema transnistriană. Am dreptul. Sunteți Ianus cu două fețe. Da? Pot să mă întreb eu ceva? Nu, două fețe. Deoarece dacă vă uitați în programul guvernului, acolo practic nimic nu este scris despre... Pare foarte rău. Și mie îmi pare rău. Constatarea dumneavoastră dă o notă foarte proastă actuale guvernări. Păi, asta e constatarea mea. Pot să vă întreb eu ceva. Spre exemplu, noi doar știm foarte bine, această regiune nerecunoscută internațional nu poate face tranzacții la nivel internațional, financiar, nici de un fel, nici Șerif, nici Cuciurgan, nici Râbnița. Unde sunt banii transnistreni, domnule? Deci, mai este încă un moment. Să nu uităm că de la bun început, sistemul bancar nerecunoscut din stânga Nistrului, știți probabil mai bine. Eu aș vrea să adaug după răspunsul dumneavoastră. Da.
Nu, că ei prin băncile rusești. Nu, și e adevărat. Nu, nu e adevărat. Nu. Și ultimul timp a apărut... Nu e ultimul timp. Nu-i. Din 30 de ani există până nu de mult. Faptul că banii cash erau cărați pe malul drept... Nu este adevărat. Și într-o, nu, și asta tot oficial, era. Este o bancă din Republica Moldova care deservește conturile transnistrene. Și cum se numește? Cu autorizații, nu trebuie să se numesc ca să nu-i fac publicitate. Dar noi știm foarte bine asta. Și noi trebuie să știți asta. Trebuie să vorbiți doar de staci cu banii care sunt cărați. Asta este o... Banii lor sunt la Chișinău și nimeni nu s-a gândit. Dar există conturi autorizate, inclusiv de BNM, până la urmă. Și întrebarea și problema care se pune este legată de securitatea națională. Noi vorbim despre niște lucruri importante, dar nu refuzăm să ne uităm la tablou integral. Noi avem viziune de rezolvare acestei probleme? Sau noi avem. Voi nu aveți. Nu, eu am. Da, dar guvernarea nu are. Haideți să fim reciproc corecți, domnule. Bun, ok. Și eu asta viziune o am. Din momentul când sunt persoană non-grată și în Rusia, și în stânga Nistrului și așa mai departe. Stânga Nistrului, cred că toți avem, suntem pe liste negre și nu putem circula. Nu, eu asta de vreo 15 ani sunt acolo. Deci, da. Problema este altceva. Ca să nu putem să discutăm niște elemente. Iată, codul vamal, vai ce va fi. Întrebarea mea este... Câte mii de pensionari sunt în stânga Nistru și noi suntem gata să ne asumăm deci, responsabilitatea pentru întreținerea lor? Veteranii MGB-ului care au devenit pensionari în stânga Nistru vor primi pensii ați din sistem de pensionare a Republicii Moldova? Poftim? Ați adresat această întrebare, nu, deci eu pur și simplu nițel sunt indignat de faptul că noi pot discutăm... Pot să răspund eu la întrebarea asta. Noi am început de la una și pe urmă... Vă răspund la o întrebare asta foarte simplu. Privind viziunea? Eu am ascultat interviul lui Krasnoselski pentru agenția TASS. Da. El ne-a spus un lucru pe care noi îl aflăm cu stupoare. Că de 30 de ani, regiunea transnistreană înregistrează din cauza neplății taxelor vamale câștig de 5 milioane de dolari anual. Deci asta înseamnă 150 de milioane. Noi putem 5 milioane de dolari să plătim la pensionare transnistreană? Putem. Deci noi înțelegem cât de multe prejudicii aduc acești agenți economici de-a lungul timpului, pentru că s-au așezat comod în ipostaza de a avea statul meu, dar în același timp să mă folosesc de statul Republica Moldova, deci, fără ca noi să intervenim deloc. O mică precizare. La 29 noiembrie 2020, da? În stânga Nistru au fost mimate așa zisele alegeri în Sovietul Suprem. Din 33 de pretinși deputați, toți 33 sunt scoși din buzunarul lui șerif. Care structură de stat? Cine Krasnoselski? Înainte lui se permitea cu soție să se plimbe prin cetatea de la Bender și să iei masă în restaurantul din cetatea de la Bender. Asta... Deci sunt lucruri care decide în exclusivitate șeriful. Este a doua filieră, filiera rusească. Iată Ignatiev, nu degeaba ucrainenii i-au dat din deget, da? Deci Ignatiev, dar nu Krasnoselski. De ce Krasnoselski este o nulitate? Deci da. Și la 25 decembrie 1967, pe malul râului de Lacrim Prut, s-a născut Valera Ghebos, care e ministrul securității de la Tiraspol. Ghebos e de la Cioropcani. Da. Ghebos, de fapt, nu e Ghebos, dar Ghebos. Ghebos, da. Așa își spune. Da, și iată... altă filieră, filiară rusească. Dar Krasnoselski este o nulitate, o păpușă, care este folosită în funcție de situație. Eu o să apreciez foarte mult calificativele pe care le dați astăzi. Și vreau să spun doar atât. Krasnoselski a fost angajatul lui șerif, al lui Lușan. Da. Presa ucraineană, ca și Jenia Șevciu, formulează în felul următor. Între Krasnoselski există prietenie cu... Cu cine, nu ne spuneți pe o scurtă pauză de publicitate? Iarăși la dumneavoastră, din păcate, publicitate, domnule Muntean. Să-i plătiți suplimentar. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Aruncă. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în... Victor, procuror mituit.
Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Milioane au fost tot. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce opiniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Nu, dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu, nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Un vădicet, un copil, nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheați de pe malul celălalt și fac băieți treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu ne dați voie să mă ajungi de securitate în urmă. Avem somnul în sistem de apărare anterioră. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Agricultura nu mai poate fi o povară, ci o șansă. Secretul, tehnologii de ultimă generație și tradiții readaptate. Istoriile fermierilor de succes și opiniile experților la Agroperformanța. O emisiune despre ocupații milenare în lumină nouă. În fiecare sâmbătă dimineața de la ora 10 la TV8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Psihologul meu, joi, ora 23:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Dar cele așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem.
spală mita în lighean. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Milioane au fost tot. Deci, da. Continuăm discuțiile în platou. Domnul Munteanu, eu v-am întrerupt înainte de publicitate, dar vreau să mi-e interesată toată opinia dumneavoastră. Am văzut reacții diferite, vorbeam despre acest cod vamal. Opinii, reacții diferite privitor la această intrare în vigoare de la 1 noiembrie acestui cod vamal. Am văzut reacția ex-președintelui Dodon. Nu mă interesează această reacție a lui Dodon, pentru că este un putinist, iar partidul pe care îl reprezintă militează pentru interesele Federației Rusă în Republica Moldova și pentru colonizarea Republicii Moldova. Reacția noastră este că acest cod vamal este un pas corect, el trebuie să fie bine implementat, iar în afară de acest document juridic, această politică a guvernului, trebuie să existe cel puțin încă 10 priorități pe care guvernul să și le asume, pentru că să ajungem într-un spațiu, într-un fel de reglementare democratică a conflictului. Revin, chiar dacă spuneți că nu vă este curioasă reacția domnului Dodon. O știu. Da, o cunoașteți. Pe de altă parte, vedem aceste proteste care au avut loc ieri. Am văzut cu steagurile transnistriene. Curios lucru că nu prea am văzut în ultima perioadă proteste. Nu știu dacă în ce măsură putem să-i spunem protest. Nu este, o protestă, este o bufonadă. Pentru că 90% sau poate chiar 100% din cei prezenți acolo sunt oameni clone a regimului de securitate din Transnistria, GBU, care este administrat de ofițeri FSB și de acest regim care trăiește prin teroare. Preocuparea noastră de la Chișinău nu este să discutăm sau să comentăm aceste proteste false, ci cum să-i scoatem pe cetățenii noștri de sub reprimare. Nu, aceste proteste false ar putea continua, s-ar putea intensifica? Absolut. Eu cred că asta este scenariul pe care merge acum Tiraspolul. Unu, pentru ca să trezească atenția Moscovei. După cum bine știți, deja s-a început a vorbi despre faptul că în timpul cel mai apropiat, probabil pe teritoriul Ucrainei nu vor mai fi transportate volumele de gaze naturale care ajung exclusiv la Transnistria. Deci 5,7 milioane de metri cubi pe zi ajung în economia transnistreană pentru ca să-l îmbogățească pe șerif, pe Victor Gușan și evident să creeze acest luft, această, eu știu, marjă de manevră pentru regimul separatist. Ei consumă foarte mult. Să nu uităm că efectivul de armată transnistreană ajunge aproximativ la 8.000-9.000 de angajați a armatei transnistrene. Pe lângă asta, sunt foarte multe contingente de militari despre care noi nici măcar nu bănuim. Acești oameni sunt foarte bine plătiți, sunt remunerați. Din respectiv, ținta guvernului de la Chișinău ar fi diminuarea veniturilor pe care regimul separatist le încasează pentru ca să-și continue funcționarea. Acest gen de proteste vor continua foarte mult, pentru că ei vor să stoarcă din Federația Rusă bani și vor să stoarcă poziții probabil mai afirmative, eventual de penalizare a Chișinăului pentru faptul... La ce alte acțiuni de penalizare ne-am putea aștepta? Pentru că am văzut că Tiraspol a anunțat că va majora tarifele pentru energie electrică și termică pentru instituțiile publice. Asta este instrument de, eu știu, de negocieri. De ce se folosește formatul 1+1? Și acum revin la întrebarea pe care mi-a spus anterior. Pentru ca să se ajungă la compromisuri.
compromisuri care nu întotdeauna sunt în legătură directă cu interesul național. Niciodată chiar, poate. Eu las așa o portiță de rezervă. Dar așa cum s-a negociat, de exemplu, autorizația ecologică, cum s-au autorizat anumite facilități fiscale pentru agenții economici din stânga Nistru, niciodată nu au lăsat presa realmente, efectiv independentă, să afle detaliile problemei. Pentru că în acest fel, și nu mă refer doar la actualul guvern, în acest fel s-au îmbogățit grupurile aflate la guvernare. De-a lungul timpului, asta este absolut corect ce spunea domnul Azu Nantoi, că rădăcinile stau în guvernările Lucinski și alții care s-au plimbat la putere. În acest fel, Tiraspolul dorește să atragă atenția Moscovei, Moscova să transmită niște mesaje mai dure în raport cu Chișinău și Chișinău să înceapă a discuta pe interior dacă face să meargă mai departe sau nu face. Cu siguranță, inclusiv în actuala majoritate guvernamentală, sunt diverse voci cu privire la efectele decizii legate de Codul Vamal. Și din câte înțelegem noi, există și voci din partea business-ului care influențează deciziile actualului guvern. În ce măsură Chișinău a prezis mișcările de răspuns? Asta întrebați-l pe domnul Oazu. Eu nu văd, de exemplu, să existe un plan care să fie relativ coerent, planificat, elaborat și implementat de către autoritățile guvernului. Guvernul face în felul următor. Lansează o torpedă, după care zice, hai să așteptăm să vedem ce o să se întâmple. Și spuneam, istoric vorbind, acest scenariu de fiecare dată a trezit contraacțiuni din partea Tiraspolului. Chestiunea este că ele sunt singulare. Nu există o viziune clară și conceptual, un sistemic, o abordare sistemică. Și în condițiile războiului, cu atât mai mult. Deci a apărut și ne dăm seama că oricare încercare pe care o va face Chișinăul de a merge pe chestiuni mult mai sensibile, spre exemplu, legate de situația școlilor, legate de plătirea TVA-ului și accizilor, legate de terenurile agricole, legare de scoaterea numerilor astea cu transnistrene separatiste și multe alte chestiuni care trebuie rezolvate cu timpul și care, spre exemplu, impozitele pe care trebuie să le plătească șeriful Tiraspol la Chișinău. Șeriful Tiraspol trebuie să plătească impozite în sistemul. Deci noi funcționăm într-un sistem de fotbal în care toți plătesc salarii și plătesc impozite la stat, șeriful nu plătește nimic. Nici din transferul de fotbaliști, nici din Liga Campionilor, nici din transferul fotbaliștilor, nici din salarii. Deci nimic. Este... Nu cumva despre corupție vorbim? Vorbim și despre corupție, dar noi vorbim despre faptul că avem de dezoligarhizat un regim acolo. Eu nu știu în ce măsură... Da, uitați-vă că atunci când vorbeam de deoligarhizare, niciunul dintre oficialii guvernului, atunci când era planul de implementare a condiționalităților sau măsurilor de rezolvare condiționalităților, nu pomenea de Gușan. Și asta este o mare problemă. Adică cum? Deoligarhizarea cărei părți a Republicii Moldova? Tu, când pornești deoligarhizarea, pornești de la Victor Gușan. El are companii și pe malul drept și pe malul stâng. Este liderul, suveranul absolut a economiei din stânga Nistrului. Dacă nu îl pui tu în primul plan și începi să-l deoligarhizezi, pentru că să scoți influența de care se bucură. Iar Gușan, cel care l-a arestat pe Ilașcu în 92, sau în 92, nu ar avea puterea pe care o are dacă n-ar fi însoțit de un contingent foarte bogat de ofițeri FSB care îl apără și care îi direcționează prioritățile. Dar cel mai important... El este aparat și de funcționare de aici, de pe malul. Cel mai important, Chișinău trebuie principal să se ralieze la decizia Parlamentului European din 2022. Nu, dacă îmi permiteți, dacă sunteți istorician, 22 iunie 1992, Parlamentul Republicii Moldova, sau Prezidiul Parlamentului, cum era pe atunci, adoptă o declarație prin care constată actul agresiunii Federației Ruse împotriva Republicii Moldova și cheamă parlamentele lumii, etc., etc. Pentru că la 19 noiembrie 2001, Vladimir Voronin, împreună cu Vladimir Putin, semnează tratatul de pace și prietenie cu Federația Rusă, cu prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Este 2 mai 2017, hotărârea Curții Constituționale, teritoriu ocupat, etc., etc. Ceea ce la noi lipsește pe malul drept, lipsește continuitatea politicii de stat, da, în problema rezolvării conflictului transnistrean. Asta, da. La, în 2005, unanim,
Parlamentul votează legea la 22 iulie cu privire la... Doamna Pavlicenko s-a abținut. Deci, cu privire la principiile de bază ale statutului juridic special, în baza planului Iușenko, prezentat la 22 iulie 2005 la Chișinău. Pe urmă, guvernarea se schimbă, tot se aruncă la coș. Cu asta sunt de acord. Și am spus-o de mai multe ori. Nu e continuitate pentru că prevalează interese? Nu, pentru că de multe ori se schimbă chiar contextul politic. Noi ne aducem aminte în 2016, când Dodon a câștigat alegerile. Deci el s-a dus la tribuna ONU și a spus, arunca la gunoi tot, el a spus că Rusia e factor pacificator, că ei sunt cei care mențin pacea și liniștea în zonă. Și într-adevăr, deci asta eu revin la ce am spus în una din discuțiile pe care le-am avut. Noi avem nevoie de continuitate, deci a guvernării pro-europene. Și avem nevoie de o continuitate a lucrurilor pe care ne le asumăm în guvernare, pentru că revenirea acestor băieți, 5 elemente care le-am spus, pentru că este vorba de Dodon, este vorba de Voronin, Șor cu toate grupările lui, deci Plahotniuc cu toate grupările pe care le are și Vane Ceban, așa, care toți împreună, deci ei urmăresc un singur lucru, reîntoarcerea acestor lucruri care au fost până în 2019, pentru ca lucrurile să le meargă mai departe. Ei chiar au mers și în 2019 până în 2021 împreună, cu anumite forme între PD și socialiști, după care între socialiști și Șor. Deci lor le place astfel de guvernare. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să întrebe cum vor să trăiască mai departe. Vor să aibă o majoritate pro-europeană făcută din partide politice pro-europene care să asigură o majoritate constituțională și care în sfârșit spune lucrurile la punct, sau reîntoarcerea acestor forțe obscure care de fapt ne vor aduce acolo unde am fost dintotdeauna și problemele nu se vor rezolva nici pe malul stâng, dar nici pe malul drept. Deci astea sunt marile riscuri pe care trebuie să le înțeleg. Dacă nu ar exista atât de mult egoism în viața politică, și evident se referă la cel care în acest moment deține plenitudinea de putere politică în Republica Moldova. Aș menționa că pe lângă această continuitate, care este foarte benefică peste tot, în orice stat, aș pune accentul nu doar pe puterea executivului, dar și pe puterea legii. Pentru că, de exemplu, însăși faptul că noi acceptăm că acolo este un alt sistem de drept care decide, că ia decizii, care condamnă cetățenii Republicii Moldova la sentințe pe foarte mulți ani, dacă sunt în disidență, este un mare eșec a statului Republica Moldova. Probabil că ar trebui, pe lângă dimensiunea economică, care vizează direct interesele lui Gușan și aceste economii căpușite din Transnistria, să luăm în considerație excluderea oricăror acte emise de autoritățile transnistrene care să fie recunoscute aici la Chișinău. De asemenea, trebuie să avem o listă cu acești procurori din Transnistria care iau decizii contra statului și cetățenilor Republicii Moldova. Aceste elemente nu sunt chestiuni inventate la masa noastră de discuții. Ele fac parte dintr-un plan. Dar sunt urechi care se audă acest lucru. Există deschidere în actualul guvern pentru ca să stea la o masă, pentru ca să găsim cele mai optime decizii sau ori soluții în timpul apropiat. Eu mă îndoiesc pentru că n-am văzut altceva decât foarte mult egoism și aroganță. Ar trebui deschibat pentru ca să ajungem la eliminarea acestei percepții publice că cineva își arogă într-un fel paternitatea asupra procesului de integrare europeană. Ea nostru. Alții nu au nicio contribuție, nu există. Asta este cea mai proastă fundătură în care poate să numească Republica Moldova. Această arogare unilaterală a beneficiilor integrării, fără ca să privească în jur la o viziune strategică și vizionară asupra felului în care Republica Moldova poate fi transformată. Domnul Întoi, și acum vă întreb nu opinia personală, opinia partidului. Avem doi oazuri în toia. Da, astăzi. Eu când vorbesc în numele meu, eu spun ce aveți în dumneavoastră vedeți această, domnul Muntean spune despre egoism și că e necesară deschidere din partea autorităților, din partea actuală. Eu am venit aici să vorbesc despre problema transnistreană. Am vorbit și despre problema transnistreană. Nu. Da. Deci, asta una dumneavoastră, vedeți deschidere din partea... Din partea cui? Actualei puteri, privitor găsirea unui
găsirea soluțiilor privitor chiar și la conflictul transnistrian. Nu, conflictul transnistrian este conflict uitat, dați-mi voie să vă spun că de mult, deci eu iarăși aici devin în studio țapis pășitor pentru toată guvernarea și eu categoric nu accept asemenea invitații. Eu am venit să vorbesc despre conflictul transnistrian. Guvernarea, orice guvernare trebuie criticată. Orice guvernare trebuie criticată. Criticați-ne pentru egoism, pentru nerealizări, pentru greșeli, dar nu-mi puneți mie în cârcă întreg egoism. Da. Eu sunt deschis pentru comunicare. De acord. În acest sens, ați vorbit despre faptul că este nevoie de continuitate și totuși suntem în anul... Lipsa viziunii și lipsa responsabilității politice. Eu v-am spus că dacă noi nu suntem în stare să integrăm 26 de localități cu 129.000 de locuitori din autonomie găgăuză, de ce noi vorbim despre conflictul transnistrian? Uitați-vă, găgăuși din regiunea Odessa sunt eroi ai Ucrainei care luptă pentru patria lor, Ucraina, și mor pe linia frontului. Pe când la noi în Republica Moldova, cu mesaje pro-europene, trei candidați la funcția de bașcan, primii au acumulat 70% jurând credință lui Putin. Asta nu e eșecul nostru? Evident, da. Și asta e, deci dacă noi vrem să integrăm malul stâng, pe lângă economie, pe lângă deci, condiționalități, este vorba de demontare necondiționată a acestor structuri. Evident. Da? Aici se cere un scenariu cu pârghii, cu resurse, cu resurse umane. Trebuie să te gândești despre rezerva de cadre pentru malul stâng. Trebuie să te gândești asupra... Poate iarăși scenariul are domnul Munteanu. Eu îl am. Eu nu am toate scenariile, cu siguranță. Vreau să menționez că, de exemplu... Nu, știți, există... pe durata de deceniilor, eu vreo 30, 40, 50 de doctori în conflictologie au trecut prin mâinile mele. Mie mi le hamite când aud de conflictul. Vreau să menționez că actuala guvernare are următorul tic. Tic psihologic. Când nu poate rezolva o problemă, construiește o nouă agenție. Agenția Patriot, de exemplu. Pe când soluțiile sunt mult mai suple și sunt legate de legile care funcționează în Republica Moldova. Da, așa e. Problema este o deschidere mai largă la soluțiile care există deja în societate. Când nu rezolvă o problemă, actuala guvernare invită experți din altă țară. Nu, deci problema transnistreană nu poate fi invitată prin, nu poate fi rezolvată prin experți din alte țări. Dacă aceasta nu ne asumăm noi responsabilitatea, nimeni nu o să ne rezolve. Avem 33 de ani în misiunea OSCE, cei de la Uniunea Europeană și Statele Unite ședeau în calitate de a 6-a și a 7-a roată la căruță la formatul 5+2, Deci asta sau este problema noastră sau a nimănui. Este foarte interesant că concluzia la care ați ajuns și la care ați formulat-o... Eu trăiesc cu decenii cu concluzia asta. Populații din Republica Moldova, tuturor cetățenilor, singurul actor care nu vede această concluzie este actualul guvern sau actuala guvernare. Înțelegem că probleme avem multe și pe ansamblu, domnule Munteanu, încep cu dumneavoastră. Concluzie, cine rezervă anul 2024? Pentru Republica Moldova. Anul 2024, instituțional sau formal vorbind, înseamnă o mare oportunitate pentru ca să începem să creăm prioritățile necesare pentru procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, pentru realizarea strategiei noastre de securitate națională, pentru o politică care să ia în considerație și alte opinii decât cele ale actualei guvernări. Alte opinii politice, pentru că noi suntem puternici prin diversitate și prin atașamentul la interesul național. Cea mai mare provocare? Cea mai mare provocare este în continuare ofensiva rusă pe frontul ucrainean. Cea mai mare provocare dintre toate. Doi, reoligarhizarea statului. Reoligarhizarea. Pentru că grupurile de interese economice au revenit și s-au lipit de actuala guvernare și încep să facă jocurile extrem de cinice pe fundalul pauperizării și sărăcirii masive a populației. Domnul Antoi, ce ne rezervă din punct de vedere politic anul 2024? 2024, în primul rând, eu 100% sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Munteanu, că soarta noastră depinde, în primul rând, de situația pe linia frontului. Dacă Ucraina n-ar fi rezistat, Republica Moldova n-ar fi existat în prezent.
Asta e absolut clar pentru mine, fără relațiile mele de la Kremlin, care mi-au confirmat aceste scenarii. Da. Asta e una la mână. A doilea moment, profitând de faptul că Rusia s-a împotmolit în Ucraina, noi avem o șansă istorică de a ne rupe din spațiul ăsta mental de Homo Sovieticus și totuși de înclinat balanța în direcția nu numai integrării declarative în Uniunea Europeană, dar reformelor pas cu pas, în primul rând justiția, procuratura, da? Și economie națională, avem nevoie de economie viabilă, nu putem trăi numai din, cu mâna întinsă. Provocări sunt foarte multe, dar depinde de deschiderea societății, deschiderea guvernării, de dialog. Iarăși revenim. Da, eu sunt de acord. Cea mai mare provocare a anului 2024 pentru cetățenii din Republica Moldova și pentru actuala concret putere. Este vorba de pierderea alegerilor prezidențiale. Asta ar fi cea mai mare provocare în condițiile în care vedem, deci, această coalizare a forțelor putiniste și oligarhice. Ele sunt foarte active, foarte inventive și în cazul în care unul din ei va ajunge cu Maia Sandu în turul 2 sau cu oricare candidat pro-european, deci va fi o coalizare fără precedent. Și, într-adevăr, cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că noi avem nevoie de o majoritate constituțională pro-europeană, vin fonduri de preaderare de miliarde de euro care trebuie să le știm să le gestionăm. PAS trebuie să înțeleagă că nu este unicul sanctuar în care se va face integrarea europeană și nu este el cel care reprezintă ideea de integrare europeană. Sunt foarte mulți actori în jurul cărora trebuie să ne consolidăm, să avem o viziune unică a tuturor forțelor pro-europene și unioniste și să continuăm pe același făgaș, pentru că în asta este viitorul. Nu știu dacă ne va reuși exact în același format la finele anului 2024, dar mi-ar fi curios să vedem cine a reușit, pentru că suntem la început de an. În sensul că nu ne mai invitați până atunci? Nu, cu siguranță ne mai vedem, dar nu știu, până la finele anului urmează să vedem ce se va întâmpla. Și privitor la rezultatele scrutinului și referendumul anunțat de către autorități. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, iar noi, doamnelor și domnilor, ne revedem duminică la sinteza săptămânii, în weekend liniștit.